Bună ziua, dragi pici, părinți și bunici! Astăzi vom citi o poveste destul de interesantă, care se numește Gâlceava. Dar să vedem totuși de ce Gâlceava. Eu sunt cea mai frumoasă. Bă, eu? Tu ești prea slabă. Bă, eu? Uite la tine. Ești roșie ca foc. Bă, eu? Voi sunteți drăguți, deci atât. Pe mine însă natura m-a înzestrat cu atâta frumusețe. Așa se tot ce-o îndăneau gâzele de poian. A fost anunțat un concurs de frumusețe, Miss Găzulița Pădurii. Și ele, desigur, doreau să participe. Fiecare era convinsă că ea este cea mai frumoasă. Și, desigur, ea va câștiga. Ia uitați-vă ce găzulițe interesante, frumoase, de ochete. Care se credeau cele mai frumoase. Juriul a afișat condițiile de participare anunțând că insectele candidate trebuie să prezinte mai multe probe. Urmau să-și arate frumusețea corpului și pe cea vestimentară. Dar nu numai. Mai trebuia să-și demonstreze maestria de a zbura, de a cânta și de a întreține o conversație. Așa că insectele se pregăteau de concurs și se sfădeau care dintre ele va lua coronița de regină a frumuseții. Dar ce folos că ai tău haine frumoase dacă nu poți cânta, îi spunea albinuța fluturașului. Pentru ce mai particip la concurs? Crezi că băzâitul tău va impresiona juriul? Dar cine te creezi? Eu nu bâzâi. Zumzăitul meu este destul de plăcut. Și rochița mea e drăguță. De ce n-aș fi eu? Zbor impresionant, sunt deșteaptă. Crezi că zbor mai frumos decât mine? A întrerupt-o o buburuză. Și ce-i frumos în rochița ta? Strâmtă, galbenă și cu dungi negri. Parcă eu sunt o pietă. Iată eu licăriesc de parcă amăgretare de aur pe hăinuță. A sărit licuricea cu vorba. Iar de cântat cânt cel mai frumos, chiar și decât grieraș. Lăudăroasă, prea te apreciezi tu. Degeaba vă tot îngânfați atâta, a spus o furnică bătrână. Apoi a oftat. Frumusețea, dragile mele, e trecătoare. Ceea ce rămâne după sunt faptele. Nu este important că suntem acum și cum suntem, dar ceea ce facem. Deși înțeleg entuziasmul vostru, nu vă mai ciondăniți, fiecare e frumoasă în felul său. Lasă juriul să decidă. Au tăcut găzulițele, gândindu-se câtă dreptate are furnica cea înțeleaptă. Și apoi, la ce bun acest concurs, s-au întrebat ele, cum să judeci cine e cel mai frumos? Cred că nu am mai participat la acel concurs, căci dacă ar fi avut loc, aș fi auzit și eu despre acest concurs. Și morala la această poveste este că nu e frumos ce-i frumos, dar e frumos ce-mi place mie. Aceasta a fost povestea noastră cu Gâlceava. Pa, pa!